Da. Deci ne-am întâlnit în ședință în data astăzi, 15 iunie, privind convocarea Consiliului Local în ședință de îndată, începând cu ora 16, primar, cum vine să iată pe 4, în Aica Adrian, în Aica Adrian, având în vedere pe vederea de costul 34, în Aica Adrian, 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 în anterior dispăriția articolul 96, aliniatul 1, litera 3 și 97, aliniatul 1, articolul 2 din ordonanța 57 pe 2019, privind codul administrativ, dispune. Se convoacă și local cu una în ședință de îndată, în data de 15 iunie 2016, recomandă să stea acasă sau online prin aplicația cu următoarea orele de zi. Prezentarea situației ansamblu folclorului București și Industria Cașa cu privire la programul artistic ocazia zilelor României Industria Cașa, petiția domnului Popișan Ștefan Bogdan, înregistrată la primăria Industria Cașa, numărul 5.108, 25.05.2003 și diverse sociale de îndată. Dacă vom avea și diverse. Da. Materiale scrise la proiectul ordinii se comunică secretarul Comisiei de Specialitate al Consiliului Local, Mănăstirea Cașa. Secretarul de Comisiei de Specialitate, în sfârșit. Vorba de cultură, da? Pe modul celor acordurilor mai, vreau să vă informez, dragi consilieri, că am avut o primă întâlnire împreună cu coordonatorul ansamblului și coregraful, care de altfel se află aici de față. Noi, de fiecare dată, în ședința de Consiliu Local, am discutat cu problemele care le avem, cu singurele asociații care le avem în față, este asociația de fotbal și asociația Brașul Mănăstirii. Dacă până anul acesta nu au fost discuții și ne-am înțeles cumva din vorbe, lucru care, într-adevăr, la o instituție a statului nu discutăm de vorbe, am constatat că s-au adunat nemulțumiri care pot fi puse pe hârtie, am încercat să le dezamorsăm, și cred că cel mai bine ar fi discutate aici cu Consiliul Local, fiindcă aici, în Consiliul Local, se hotărăsc proiectele comune. Și acest ansamblu este un proiect al școlii și automat al comunei, că e vorba de copiii Mănăstirii Dobrogești. În anii trecuți, știți prea bine că sumele s-au discutat și au fost la vedere ce bani au primit ansamblu. Prin asociația de la școală, la care președinte este doamna directoră Iordache. Anul trecut am avut festivalul, fiind, cred că a treia ediție, dacă nu greșesc, prima ediție s-a făcut în 2019, a doua ediție în 2021, și următoarea ediție în 2022. Cred că a fost a treia ediție. Nu contează. A patra, a cincea, a fost dumneavoastră. Ideea e că am participat și la edițiile acelea din Cămin. Și tot de comun acord, cred că au fost, să organizați acel festival într-un alt cadru, adică dacă s-a solicitat de către mănăstirii noștri să se organizeze o zi a comunei, a fost făcut și un mediu online, cum ar trebui ziua comunei. S-au gândit și aici de comun acord că o putem nominaliza ziua de 4 iulie, ne-am agățat de o parte istorică a comunei, lucrurile care cred eu că au fost cât se poate de în regulă. Și cu ideea că cu o zi înainte, dumneavoastră, să organizați festivalul
de etnografie și folclor, la care era o moștenire, să zic, o tradiție, pardon. Foarte frumos. Eu spun cu mâna pe inimă și fără să exagerez și fără să... a fost o reușită, festivalul și Ziua Comunei a fost o mare reușită, cu mici scăpări, că scăpări le ai și la o nuntă și la un botez și la o comandă. Într-adevăr, am constatat și recunosc și îmi cer scuze, dacă într-adevăr au fost acele scăpări, acum în fața camerei de filmat, pot să cer scuze de la părinți, a fost o scăpare pe care chiar nu aveam cum să o văd, dacă cineva era setat și eu n-am reușit să acopăr partea aceea, deși nu are sens să le luăm cine și cum am hotărât de la început. Îmi pare foarte rău că a fost o scăpare și am și spus-o și în Consiliul Local dinainte, că sigur vom avea lucruri pe care nu reușim să le punem la punct pe toate, fiind prima ediție, că n-ai cum să... Atunci a spus că s-a cărat la brațul. Domnul Lucian, deci, haideți ceva, nu, adică nici... Haideți să facem... Ne cunoaște și totul până la capul și nu ce vreți să scoateți de evidență? Să vorbim ca niște oameni civilizați. Eu asta am văzut, asta am spus, îmi cer scuze dacă am greșit și într-adevăr nu s-a întâmplat așa, mai mult de atât ce vreți să pun un cenuș în cap ca să vedeți că pare rău că s-a ajuns la asemenea incident după un an de zile. Atâtă frumusețe de spectacol și de festivitate pe care am avut-o organizată la nivelul comunei. Chiar încercăm să ne agățăm de așa un lucru frumos. De un lucru urât, care din păcate s-a petrecut. Și dumneavoastră, dacă ați avut mulți cu copiii dumneavoastră, sigur ați avut oameni nemulțumiți. De același lucru nu s-a întâmplat și nouă. Dar asta am și spus în Consiliul Local și anul trecut. Ne perfecționăm. An de an reușim să vedem unde am greșit un an înainte și reușim să o luăm din loc următorul an. Următorul an am încercat să dezamuzăm bomba, am încercat să discut cu domnul Plănaru, încercăm să punem pe masă, într-adevăr, și nu mi-a plăcut domnul Plănaru și cu doamna preotesei, dar dumneavoastră a putut veni la întâlnirea pe care am avut-o sâmbătă trecută. Deci chiar am încercat să purtăm o discuție în așa fel încât lucrurile nu au de ce să degenereze. Este un lucru frumos care se întâmplă la noi în comună. Acest ansamblu, zic eu că își face treaba cu vârșul de stat, nu cred că ați avut din partea mea niciodată respectul cuvenit și de fiecare dată cred că am reușit să vă aduc și în spațiul public mulțumiri pentru ceea ce faceți cu copiii comune. Din păcate, stăm prost la nivelul financiar ca oricare primărie din toată lumea asta, din tot județul ăsta. Nimeni nu duce bine pe roze, iar noi, la momentul ăsta, într-adevăr, am pornit foarte multe proiecte, dar, exact cum am discutat și, într-adevăr, pot să spun că ideea mi-a venit în momentul în care am stat de vorbă în sala de la pe care am avut-o, chiar de la dumneavoastră, și am făcut socotelele, am venit acasă în primărie, din tot bugetul comunii, pe care vreau să vă spun de ce am prevăzut pe Ziua Comunei acei bani, lucru pe care i-am spus domnului Plănar. Anul trecut, oameni buni, m-am dus cu miloada și pe cameră mă pot vedea. Primăria de la Mănești, primăria de la Mănești, primăria... Deci la toată lumea m-am dus cu miloada. Dăm de aia, dăm de cealaltă, dăm corturi, dăm scaune, dăm WC-uri, deci lucruri pe care la a doua ediție nu te mai poți duce să cerșești. O să spună, cumpărăți, da? Și de aia am mărit bugetul, să poți să ne cumpărăm, să ne putem plăti una sau alta. Deci nu pentru mine, nu pentru banii aceia justificăm la punct și virgulă. Pentru asta am majorat ca an de an să ne putem achiziționa singur ceea ce ne trebuie pentru Ziua Comunei. Că dacă cineva își imaginează că Ziua Comunei a fost un fâs, că s-a terminat anul trecut, se ieșea la mare. Ziua Comunei va trebui, indiferent ce
cine vine după mine, să demonstreze că poate să o facă și mai frumos și mai... Nu are. Deci asta va trebui să fie o tradiție. Mi se pare de bun simț, pentru că mai terenii s-au simțit bine și observ că de mult mă întreabă toată lumea când anul ăsta facem din nou ziua comunii. Am făcut în așa fel încât să tragem linie ce am apucat de, am vorbit cu ăla, ce ne dă, ce... Plus, artiști am avut gratis oameni buni. Artiști care au venit și au cântat pe un mic anul trecut. Ei, mai chiar mai pe un mic a doua ediție. Deci sunt oameni care știu ce vorbesc acum și se uită la televizor. Deci am avut artiști invitați pe un mic anul trecut. Ei, anul ăsta, mi-e greu să-ți cred că omul ăla mai poți invita pe o masă. Și normal că trebuie să-ți faci în așa fel un buget în care să poți să faci față cu succes și la oamenii care vin și te ajută în organizarea acestui eveniment. De-aia au fost bani mulți. Și de-aia trebuie să se știe. Par mulți la prima vedere, dar și așa e suficient să faci un eveniment de asemenea învergură. Mă opresc. La urmă o să vorbiți. Suntem, după ce am socotit, am anunțat pe domnul Brădar, putem să vă dăm acei 15.000, vă puteți organiza dumneavoastră cum vreți cu festivalul. Eu vă spun ce am cheltuit anul trecut, fără scenă, fără aia, fără cealaltă. Deci am avut 7.000 de plătit masa la ansamblurile care au mâncat de la festival, au fost 7.000 plătiți la Roger, 3.000 a fost cazarea. Anul acesta am spus că nu mai încercăm să aducem pe nimeni de nicăieri, plus cei care au stat două zile la noi în comună, au mâncat și la Mucan. Și acolo am avut de făcut o plată. Da? Deci asta a fost bugetul festivalului care noi l-am putut asigura anul trecut. Nu mai spunem de diplome, nu mai spunem de alimentați, nu mai spunem de sonorizare, nu spunem de scenă, nu spunem de nimic. Acum, anul acesta, am spus așa, ca să nu vă mai simțiți cumva la mâna primăriei, vom porni această activitate a festivalului pe care dumneavoastră îl organizați an de an, trimitem către Asociația Școlii cei 15.000, îi cheltuiți dumneavoastră cum vreți și organizați festivalul. Deci cei 15.000 sunt pentru festival? Da, pentru ce? Bun. Haideți, mai spuneți ce-a determinat și vreau vorbesc. Nu m-am mai opresc. Atunci ca să termin și ce-am spus și... Deci eu am înțeles altceva că a fost încă dumneavoastră. Dumneavoastră mai aveți în buget. 2.800 de lei. Încă 2.800. Au fost încă 10.000 ca să se știe, da. Au fost 10.000 de lei. În total sunt 25.000 de lei care i-au primit ansamblul dumneavoastră. Anul acesta. 25.000 de lei dacă dăm 6. Totodată v-am zis că vă sunt într-un fel datoare. Dacă doriți acel festival, acea ieșire în străinătate, vă asigur că anul acesta vă pot... Pe vă asigur, ansamblul ăsta nu merge înainte. Pe vă asigur. Pentru că... N-a fost niciodată o asigurare de genul Consiliul Local. Da. Au fost niște discuții care n-ar fi trebuit să se poartă între mie și dumneavoastră, încă ceva. Deci aici am greșit foarte mult. Deci discuțiile nu le trebuia să le port cu dumneavoastră. Trebuia să le port cu președintele asociației de la școală prin care dumneavoastră funcționați. Pe partea financiară, le puteați spăta cu doamna directoare care este președintele asociației. Pe partea organizatorilor, acum trebuia să le puteați cu noi. Deci așa mi se pare normal. Și n-am putut. Da, haideți acum să spun că v-am spus, ieșim șterg la 7.30 și nu am ce face, îmi cer scuze. La ora 17 am activitate, am repetiție la Unești, sâmbătă am un concurs cu cei de la Unești și nu pot să mai stau. Problema e în felul următor. A spus de masă de tot. Trebuie să specificăm aici din cei 1.000 de lei primiți am trecut de ansamblu, 3.000 de lei s-au dus către plata mesei celor de la, din Republica Moldova și celor de la Teiuș. Nu, cazare. Cazare. Bun. Anul trecut, deci nemulțumirile noastre, eu vreau să spun nemulțumirile noastre.
Anul trecut m-a venit o invitație, la început vine telefonică invitația, nu vine scrisă, te înțelegi cu oamenii, spui da, pot veni, după care se redactează invitația și ți-o trimite, așa lucrează toată lumea care face festival, așa am lucrat și noi la festival. Am primit o invitație de la Treviso din Italia, să ne prezentăm în 2 săptămâni la festival, deoarece lor atunci le-a dat drumul din pandemie. Și în 2 săptămâni oamenii s-au mișcat și au spus, domnule, veniți sau nu veniți? Este un festival foarte mare, sub egida Ciuf, la care o țară participă la 5 ani, nu poate mai des. Asta am ajuns la acest festival datorită maestrului poligraf de la Doina Cotușului, domnul Francesc Ienășcea, care a făcut intervenții față de cei de la Ciuf. Așa, ne-au văzut la Beiști, tot datorită lui am ajuns, ne-au văzut la Beiști, unde am luat primul motiv la dans bărbătesc și primul motiv la dans mix, la un festival de adulți, de ansambl semi-profesioniste de adulți. Acolo ne-au văzut și ne-au spus, vreți, mergeți, vă luăm în Italia. Am vorbit cu domnul, după acest festival, am vorbit cu domnul Gabi, domnul primar, a preotesei, mi-a promis că vom pleca atunci în Italia, a venit pandemia. N-am mai putut pleca. A venit invitația anul trecut cu 200 de mâini înainte. Dar nu este să facă cum să mai spun. Doamna a anunțat că nu a reușit să strângă bani, că știu și eu, că nici eu n-am trecut, n-am trăit. Deci festivalul s-a ținut. N-am trăit în Amerika, am trăit aici. Ba da, ei trebuiau să plec și în 2019 și doar am reușit să am plat la sponsor, că am și eu informații, dar și-au urcat să plecă. În 2019. În 2019. Și avem informații false, în niciun caz. În 2020 trebuia să mergem la festival. Bun. În 2019 am fost în România la festival, la Efluvie Sud. Bun. Am primit invitația, am venit la doamna primar, i-am explicat, avem o invitație în Italia la festivalul cu tare. Nu ați venit, la mine mi-a scris pe Messenger. Și am venit și la dumneavoastră. Nu. Ba da, am venit la dumneavoastră în birou. Bine, acum puteți spune ce vreți, în camera puteți spune ce vreți. Eu vă spun ce partea mea, dar să vă spuneți după aia fața dumneavoastră. Deci am venit la doamna primar, i-am prezentat. Doamna primar mi-a spus, domnul Bernard, în 2 săptămâni nu am cum să fac rost de atâția bani. Am înțeles, i-a spus, doamna primar, nicio problemă. Am vorbit cu cei de la Ciuf, să putem amâna pentru asta, pentru acesta. 2020. Da? Pentru 2020. Da? Cu promisiunea doamnei că anul ăsta va rezolva. Că anul ăsta vom pleca, ne va asigura banii să plecăm. Am promis domnul Bergolo, din Italia, cu care am agricultura, că vom ajunge anul ăsta. Nici anul ăsta nu s-a ajuns. Nu v-am serviat pentru deplasare. 25 de lei. Transport, atât. În rest, în Italia aveam plătit în masă, aveam plătit deplasare, aveam plătit excursii, aveam plătit tot. Era inclusiv Veneția, inclusiv era partea de Veneție. Era Treviso, Padova și Veneția festival. Ce ajutează dumneavoastră? O autocarte la firma... Autotrans. Bun, autocarte. Am autocrat la firma Amplas, cum și firma. Un autocrat de acolo pleca. Ne-am dorit foarte, foarte mult să ajungem la nivelul ăsta. Am muncit foarte mult pentru nivelul ăsta. Este un nivel, pentru ansamblu, ca și noi, este un nivel aproape interzis, vă spun sincer. Adică suntem un ansamblu necunoscut la ora asta. Sunt ansamblurile de la Bacău. Da? Acolo vorbim despre Paie Cătoane, despre... Spune-mi că sunt local la noi, despre Busuioc, deci... Sunt ansambluri profesioniste. Profesioniste, da, deci nivelul de acolo ăsta este. Eu am fost acolo, calitate juridică. Eu am fost acolo cu ansamblul folclorii Donatoșului, profesionist Donatoșului, mi-am fost ca și dansator. Deci pentru noi era o onoare extraordinară să ajungem la acel concurs. Bineînțeles pentru comun. Și o recunoaștere. Și o recunoaștere. Și o recunoaștere a valorii. Da? Am venit în luna, sfârșitul lunii februarie, undeva la sfârșitul lunii februarie. Am venit la doamna primară. I-am explicat că m-au contactat cei din Italia, așa. Doamna primară mi-a spus așa. Nu avem bani și pentru Italia și pentru zilele de concurs. Trebuie să alegem una din două. Și i-am spus doamnei.
Vă dați seama că eu aleg festival, să trec la festival. Doamna a zis, nu, nu mai alege, vă dați seama că nu alegeți de bun. Era făcut deja bugetul la ora. Bun. Dar dumneavoastră mi-ați promis că prindeți în buget. Mi-ați promis anul trecut că prindeți banii ăștia în buget, că îi veți avea în buget. Și eu am venit la să vă spun, doamna, nu știu că ați făcut bugetul, deci, dar ați promis că prindeți banii în buget. Așa de la promite că prind banii în buget, exact cum face asociația din fotbal, da? Vine cu o ordine care îmi spune, anul acesta avem nevoie de bani ăștia. Pe care dumneavoastră n-ați făcut. Doamne. Și nu vă supărați, dar chiar programul meu este foarte, foarte încărcat. Proiectele sunt enorm de multe. Efectiv, v-am spus-o și în sală și nu mi-e rușine să o spun și acum, în fața camerei și acolo a fost camera. Deci eu nu mi-am amintit de festivalul dumneavoastră, că mi-ați scris pe Messenger în luna iulie 2022. Din luna iulie 2022, eu nu am avut nicio ordine în primărie în care să-mi aduc aminte de acest festival. Doamna prima. La desenele comune, de festivalul de festivalul de cinema. Așa, acolo este un proiect al nostru. De cea de la Vățărmina, de festivalul de plecat. Era normal, e un proiect al... Domnule, e informat aici. Așa. Eu doar întreb așa. Există soluții? Nu asta mai, i-am întrebat și am spus că nu. Nu mai putem ajunge acum la festival. Păi dar festival i-am spus, de cât făcea tantamul ăsta în zona iulie, de ce nu l-ați făcut în martie? Asta i-am spus. Dar ei de atunci de când m-au contactat pe mine din februarie, ca să le răspund, ei de atunci așa. Nu, m-am spus că nu este un festival. Bun, dacă tot ați făcut tantamul ăsta, de ce nu l-ați făcut în martie? De ce? Lăsați-vă să ne plecăm acolo asta. De ce? Am înțeles foarte bine. Domnule, nu sunt bani așa. Domnule, nu sunt bani. L-am anunțat acolo, domnul Francis și toți m-au... Domnul, de aici ați văzut cum este oameni. Hai, lăsați-vă să vorbească. Bine, v-ați văzut. Deci, am înțeles iarăși. Domnul, nu sunt bani. N-am făcut tantam, n-am făcut ceea ce spune doamna prima. Fiind, acum când a fost ședința de Consiliul, am fost informat de către copii, de ansamblu. Că s-a spus în ședința de Consiliul Local că au primit apă și mâncare la festival. Lucru care nu a fost adevărat. Și că au cărat apă cu brațul, o fetiță, vă spun, și fetiță, dacă nu dau numele de cameră, n-are rost să dau numele fetiției, fetița a luat pentru niște colegi, o fetiță de clasa, o fetiță de clasa 3, era un, a fost undeva la 5 basuri de apă încărcate de mine de la Gândi, când m-a ajuns acea mașină. Da? S-a luat undeva, și-a mai rămas apă, s-a luat undeva la 20-20 de litri de apă, atunci. Dar după aceea, a trebuit să-l informați. A doua zi, la zilele comune, ansamblul nu a primit nimic. Nici apă, nici mâncare. Nimic. Ați venit la unul dintre voi? Da, da, am venit acolo și nu mi s-a dat. La mine sau la domnul Vice? Nu, am fost unde la frigiderul și nu mi s-a dat. Da? Deci eu și domnul Vice am luat acolo științele așa ce a fost organizatorul. Am avut un copil. Păi nu trebuia să vină la voastră, a fost organizatorul. Nu trebuia să vină la voi? Am avut un copil care mi s-a făcut rău. S-a dus, s-a cerut apă. Să știți că pe copilul ăla chiar nu spun pe ei. Mă rog, uitați, uitați, e Tudor Bordean. Dar dacă el nu știu cine este. E Tudor Bordean care a venit după apă și i s-a făcut rău lui George. Întrebați-l pe George dacă i s-a făcut rău și dacă Tudor Bordean a venit după apă și a primit ca răspuns că apa a mâncurat și s-a terminat de el. Ăsta a fost răspunsul care a primit. Bun. Asta e. Așa. Suma prinsă pentru festivalul comunei. De anul trecut, care a fost pentru 50.000 și anul ăsta 100.000. S-a durat. Eu am înțeles. În momentul când am văzut suma, era ora, n-am văzut ședință, era undeva la ora 20, 21.30 sau 22. I-am dat acel mesaj care până la urmă l-am pus pe Facebook, în urma unei atac asupra mea, de pe Facebook. Da? Eu am dat acest mesaj părinților, l-am dat doamnei și l-am dat și părinților. Mesajul să înțeleagă de ce eu nu vreau să mai fac asta. Adică dacă pentru ziua comunei s-au găsit 50.000 de lei și pentru ansamblu nu s-au găsit acești 25.000 de lei, în ansamblul ăsta anul trecut s-a ocupat de 3 sferturi din spectacol, a acoperit 3 sferturi din spectacol de sâmbătă și duminică. 3 sferturi din spectacol a fost asigurat
de ansamblu folcloric în oraș și mănăstire. Posturile, totul ce a fost atât, acea masă. Au fost 13 ansambluri, din care un ansamblu, nu pot să-i spun profesionist, că nu sunt oameni plătiți, semi-profesionist de adulți, cel de la Băiești, care cu greu l-am reușit să-l aduc, pe transportul lor. Oamenii și-au plătit transportul să ajungă aici și noi le-am dat cazare și masă. Atât. Teiuș. Teiuș. Da. Da. Ansamblu din Teiuș. Le-am dat cazare și masă. Un ansamblu semi-profesionist care ei, unele m-am cunoscut, pe ei m-am cunoscut la Băiești, unde am câștigat trofeul. Festivalul. Adică un ansamblu foarte mare. Au, am convins, a venit gratis. Poate ați amândouă venit de gratis. Datorită prietenii mele personale, cu coregrafii lor. Da? Anul ăsta, dacă am plătit acele ansambluri, vă spun sincer, nu v-ați încătat într-o 100.000 lei. Dacă am plătit ansamblul Zestrea, poate mă vede domnul Petrică Dumneaș, poate să răspundă, ansamblul Zestrea fără 10.000 de lei l-am ascult la spectacolul lui. Ansamblul Teiuș, din Teiuș, care a venit la noi, e cu tot cu transport, cred că se duce 15.000 ca să vină să danseze, să dea o oră de spectacol. Ansamblul de la Pașcani, un ansamblu sunt la fel, foarte mare, tot cam 10.000 de lei îți ia ca să vină la un asemenea festival. Calculați dumneavoastră, 10.000 plus 10.000 plus 15.000, vedeți cam ce sumă, plus peste de ansamblu, care nu le mai numesc, așa, cam ce sumă nu a plătit comuna asta, pentru activitate. Și noi nu am plătit acolo. Pentru că nu am plătit acolo. Pentru că nu am plătit acolo. Pentru că aici așa se... Au venit pe Doamna Elena Comunici. Doamna Elena Comunici. A venit și aici la Cămin. Și pe luncă, datorită prieteniei pe care o avem, gratis. Delia Racu, la început, a cerut 1.000 de lei pentru spectacol. A ajuns până la urmă la 300 de lei. Cine? Delia Racu. A, da. Da. Problema cu Delia Racu. Problema cu Delia Racu este că i-a fost oprită reprezentanța de scenă. De către mine? Da. Poftim? Da. La Delia Racu, da. Da, ați urcat pe scenă, dar doar la Delia Racu m-am dus eu personal la Ion Paladi, la maestru Ion Paladi și am vorbit. Maestru, te rog frumos, 15 minute. Atât mai are fapt asta. Da? 15 minute. Delia Racu i s-a oprit cu muzica și ați urcat pe scenă dumneavoastră cu domnul primar de la Zărnic și cu consilier. Păi am crezut terminat. Nu, nu a terminat, să trăim, s-a oprit timp. Nu, nu a terminat, mai avea o sfert de oră de dar, oameni buni, eu lucrurile astea le-am făcut. Nu, după cum am zis. Nu le-am făcut. Dar nici în cap și nu le-am spus sâmbătă. Le-am scris. Cum l-am discutat? Așa ceva? Eu prima oară că l-am... Ani mă minții să le vorbim, dar aminte, dar avem doi ani, dar sunt Dumnezeule. Bine, doamne. Lucrurile astea le-am spus. Deci, Denise Radului s-a oprit. Acum, mie nici mai bine, mie nici acum așa să le vorbim. Nu poate nici mai bine. Păi, doamna prima, cum așa să le vorbim? Denise Radului, Denise Radului s-a oprit de către soletist și soția. Uite cine scoate vârf. Uite cine scoate vârf. Am oprit... uite cine scoate vârf. Am mai auzit chestia asta. De ce? Deci, eu chiar am dat pe nimeni jos de pe scenă, domnule. Ba da, mi s-a oprit soletul lui Delia Radu. Denise Radului i-a oprit soletul. Și ați văzut că eu am oprit solet? Nu, doamne, dumneavoastră s-a oprit pe scenă. Deci eu nu am stat mai mult pe scenă. Care era problema dumneavoastră? Că sunteam pe scenă. Păi da, mă bun. Acum este 30. Ansamblul folclorii Mugurași și Mănăstire, anul acesta, și nu este părerea mea, dacă vreți vă arăt mesajele, tinerii mi-au tras mesaj așa. Dacă promis că mergi pe scenă, pe lungă, mergi singur. Noi nu mergem. Nu am fost sprijiniți, ajungem în Italia, nu mergem. Măsurile care se iau acum și că eu am înțeles din sâmbătă, că cei 15.000 sunt acordați ansamblului pentru o viitoare plecare, nu pentru festival. Pentru plecarea sunt alți bani. Da. Sunt alți bani. Pentru plecarea sunt alți bani. Spus, pe promisiune. Eu v-am spus 15.000 pentru festival. Nu, așa a spus că e dat. Omul ăsta mă cărăște. Eu așa ceva pentru festival și pentru plecarea în străinătate.
Tocmai asta e din urmă. Pentru că ei s-au tras ceea ce se întâmplă. În ședința trecută le spunea să contribuabilul dă foarte puțin, impozitele sunt mici. Nu se bagă în ochelar. Și acum apar 15, 7, 9, 20, spunea barbă. Festivalul organizat de mine și de doamna Diana, cu ajutorul Școlii Generale, va avea loc în septembrie, cu sau fără sprijinul primăriei. Ansamblul folclorii Mucuraș și Măstrei nu va participa la festivalul spectacolului de ziua comunii. Ne cere scuze, sper să înțelegeți, dacă veți mai sprijini ansamblul, nu veți mai sprijini, dacă nu, noi vom merge înainte așa cum vom putea. V-am spus la 10 jumătate, trebuie să plec. Dacă îmi permiteți, n-aș vrea să plecați până, nu știu, o idee a mea. Eu nu știu care au fost discuțiile. Și noi, consilierii, nu știm despre aceste discuții. Deci problema este că ar fi trebuit, într-adevăr, indiferent ce, ce răspuns primeați pe, nu știu, între patru ori, cine aprobă bugetul? Cine aprobă banii care se cheltuiesc în comună? Nu în consiliere? Dacă dumneavoastră sunt convins că ați fi avut... Sunteți președintele acestui ansamblu. Tocmai dumneavoastră puneți întrebarea asta. Nu sunt președintele. Deci, pentru că noi n-am discutat ce-i drept, n-am discutat problemele astea. Ar fi trebuit, poate, dacă ați fi depus o adresă scrisă, că doriți să plecați înainte de a se face bugetul. Eu sunt convinsă că toți consilierii vă susțineau asta. Deci mi-e pare foarte rău că s-a ajuns în situația asta și chiar mi-a spus să vă rogeți. Și pentru festivalul de anul și pentru că, poate că în ceva, am venit și aici, am venit la festival, am venit să facem festival, am solicitat 5.000 de lei. Ascultați-mă un pic. Deci, am trecut în noiembrie, la sfârșitul noiembrie, am solicitat, atunci când am dat 3.000 de lei pentru plata mesii ansamblului din Teiuș, cazările de ansamblu din Teiuș și din Republica Moldova, doamna primar mi-a spus că la următoarea rectificare primim banii mari, cei 3.000 de lei. Am solicitat 5.000 de lei pentru festivalul de tradiții și obiceiuri, care la fel era o tradiție la noi în comun. Doamna primar mi-a spus că nu sunt bani. Eu nu l-am văzut de tradiție nici în 2021, nici în 2022. Credeți că n-am vrut Doamna primar, sunt bani, nu sunt bani, n-am făcut hârtii. Deci eu așa am lucrat cu doamna primar. Da? Da. Și până acum așa s-a făcut și festivalul de anul trecut. Așa, deci așa am lucrat inclusiv și cu domnul Apolotese. Domnule, sunt bani, da, face, fă hârtii. Nu sunt bani, n-am făcut. O adresă făcută nu costa foarte mult. Da, costa de dacă făcea că se pune contul doamnei. Se punea bine. Nu. Ideea este și avea eu, dar nu scuze cu ăla. Dacă n-am să bun, mulțumim, am auzit, dar scuze nu ne găsesc nici pe noi, nici din păcate nici pe dumneavoastră, nici pe copiii noștri. Ei, cum a spus și Cristi, că a zis, nu participăm. Clar, nu participăm exact datorită faptului că acești copii, da. Poate spun eu acum o vorbă mare, s-au simțit trădați. Ei de 7 ani au activat fără mâncărică, fără apă, fără nimic peste tot, pe unde am mers, cu sprijinul școlii care mi-a pus la dispoziție mijloacele de
participat în, în activitatea ansamblului. Ideea este, noi am stat, am discutat cu ei, le-am cerut să încerce să treacă peste și au spus, nu, doamne, ne-a fost dată șansa. Șansa noastră. Copiii care astăzi termină clasa 12-a și care sunt aproape semi profesioniști, se spune, nu mai au nicio șansă să ajungă la un festival internațional de anvergură aceasta. Peste 5 ani au șansă. Nu, nu mai au șansă. Peste 5 ani nimeni nu ne mai cheamă pe noi acolo. Pentru că noi, am avut, n-am avut cuvânt 2 ani în rând. Nici am trecut, nici am acest șansă. Peste 5 ani, acești tineri care au muncit până acum 7 ani, au fost mai locuit. Nu mai sunt mai tineri acestea. Ei dacă la facultăți, dacă de capul, nu mai putem reuși repetiții. Deci eu făceam scuze, dar trebuie să mai clar. Sincer, nu se găsește niciun de ce nu mă gândeați nu ne-am anunțat pe noi și să vă atunci răia și că bani, dacă ce-o dă bani, de ce-o dă bani? Nu ne-am auzit până acum ce aveți. La mine, de ce? Mă, mergi? Nu, mi-e dorul, eu mă retrag. Domnul Brănau, ca o ultimă, auziți, numai puțin, pentru anul ăsta, ce sumă nu mă trebuie așa? Domnule, eu am explicat ce ședință care am avut, m-am spus că așa, nouă, în caz că vom trebuie să mergem în caz că va apărea, da? M-am spus să se acorde 40.000 de lei pe an, buget de la începutul anului, ca eu să fie prins în buget banii ăștia, ca eu să știu de la începutul anului ce plecare pot să fac cu ansamblu, da? Să pot promite acelor oameni, domnule, pot să vin sau nu pot să vin, eu că în povești nu mai promit nimeni nimic. Cifrele, i-am spus domnul primar, cifrele au cerat mai multe jumătate din ele, majoritatea copiilor au crescut, nu le mai încape piciorul ce mă dansează, așa, trebuie schimbate, copiii mici au și ei nevoie de costumație, deci de asta am cerut suma de 40.000 de lei. Acum, din bucătăria noastră, chestii cu cizmă, că s-a rupt, că dansează da. Din domnul, că nu știu ce. Dar cei din afară nu realizează câte tărie sunt cu domnul acesta. I-am domnului primar, dar de când în Republica, că am fost acuzat, pe Facebook, acolo s-a fost apropo că eu aș fi luat bani. Din, eu aș fi luat bani de la copii, eu aș fi luat bani de la... Domnilor, la ultimele două plecări în Republica Moldova, mi-am spus că m-au costat pe mine personal din buzunarul meu 1400 de lei. Am pus aceeași problemă și în fața copiilor, întrebare, și copiii au confirmat, când mergem pe ăsta, nu avem o plăcuță pe care să spie mănăstirea cașa. Am cerut asta de anul trecut. Au venit cei de la Teiuș cu plăcuță, frumos, spirituală. Teiuș, ansamblu, ăsta, nu avem așa ceva. Tocmai de asta. De ce ei ne-au dat, noi nu am pus. Am mers în Republica, Moldova. Multe v-ați găsit astăzi, să spuneți, care niciodată nu am găsit. Nu, am spus și nu apare prima oară, am spus și în sală și domnul... Cu plăcuța nu v-a avut decât prima oară. Să-mi lucrurile. Ați auzit o sală, vreau să-mi ce atunci. Să-mi lucrurile. Ce sală v-a avut domnul? Am spus că e prima oară. Deci aveți așa, mi-a spus 40.000 de lei. Sunt 50.000 de lei, deci 7.200 cu 2.800. Da. Plus 15.000 de lei pe care ai spus că pentru festival. Și pentru festival. Plus 15.000 de lei. Plus, a spus dumneavoastră Turcia, aproximativ 7.000. Punem în 3.500 de lei, să duc la 60.000. Nu, nici așa nu este bine. Adică? Da, dumneavoastră a spus că, deci vezi 40.000. Acum, în anul... Adică până la urmă ne-a dat 20 de lei, mă lasă 60.000. Păi zic că în anul 2023... N-am vorbit că vă permitem o plecare în Turcia, n-am vorbit de plecarea în Turcia. N-am vorbit, mi-a spus că îmi dați de aceste mii și dați diferență. Așa a fost vorba să văd. Cu condiția să participați la festival. Nu, ansamblul nu va participa la festival. Păi atunci istoria nu poate să susțină pe cineva. Nu mai sprijiniți, nu mai sprijiniți. Da? Ideea este următoarea. Eu, cer scuze, nu mai pot urmă. Cristian, o secundă. Hai, nu pot. Până acum... Da? Până acum, o lună de zile, când au avut discuțiile astea, nu erau bani. Asta înseamnă că acest ansamblu nu era important. Acum, astăzi, deodată, zilele comune, îmi sunt o fără asta. Domnul Chelar, ne-am întâlnit în cauza. O să vă face niciodată. Ne-am întâlnit în cauza și mi-am spus că am fost la prima plecare în Republica Moldova. Ne-am întâlnit în cauza și am spus că nu mi s-a... Când mi-a spus doamna că nu sunt bani cu plecare în Republica Moldova. Doamna primar în birou, ascultați-mă un pic. Doamna primar, când a spune dumneavoastră ședința din Consiliul Local că v-am întrebat, a spus că nu am bani, să căutăm, să încercăm să căutăm la privat. Da? Cum a spus dumneavoastră întrebarea? A spus că domnul Blănar nu m-a înțeles bine. Și s-a rezolvat plecarea.
Da? Vă mulțumesc. La șapte de mulțumesc. La șapte de mulțumesc. Nu mă luați cu numele rău. Noi nu suntem rău intenționați. E foarte... Dar nu putem... Da, putem... Noi nu le putem impune nimic. Pur și simplu și-au spus părerea, ei ne-au transmis trăirile lor, da? Ceea ce cred ei, ce consideră ei. Dar trebuie să spun și eu ceva. Da, să da, dar numai nu am putut să vorbească, da? Nu, dar nu îi putem obliga să participe. Dar n-am spus nimeni de obligație. Părerea mea este că toate discuțiile ce au ieșit, tine mulțumire de acolo. Dar ținând cont că a fost la prima ediție, nimeni nu le știe pe toate, e greu de organizat. Claudiu, nu suntem, deci nemulțumirile de anul trecut au venit atunci și pe copii și pe părinți, au trecut. Deci pentru acum, nu, deci nu considera că noi suntem acum supărați sau copii pentru momentele acelea. Fiecărui manager și organizator îi scapă anumite lucruri. Nu, nu asta a fost. Deci durerea mare a fost faptul că acești copii nu au putut pleca de carte și ei, nu, poate la vinta. Eu oferim șansa să plecem în Turcia. Domnul vice. Nu e, poate nu este chiar de Italia, dar tot de oferim o șansă de a pleca în străinătate. Nici așa nu este, bine? A, nu. Deci noi, cred că dacă și dădeam un milion, acum totul participau, totul nu vreați. Eu impresia asta o am. Așa. Nu, nu este. Nu, că eu, deci domnul Gerard, deci am enumerat 10.000 cu 15.000, să o lăsăm deoparte, plus 7.000 străinii, plus 45.000, peste cei 40.000. Domnul vice, dumneavoastră a fost să desfirmat. Da. Adică, cum credeți că dați acolo pe sigură, în momentul, deci acum 6 luni la începutul anului, nu aveați niciun bani să dați să plătească în Italia, acum, peste 6 luni, aveți 60.000 străinii. Să găsim soluții să ne împăcăm? Dar nu putem. Ba chiar dați impresia că aveți o problemă cu mine personal. Că dacă ați fi avut o problemă pe care să vă susțineți în, ca idee, deci în momentul în care dumneavoastră ați văzut că domnul Blănaru, cred că eu am uitat de festivalul, că asta e, că am uitat, că i-am spus la început, că am uitat când am făcut bugetul, dumneavoastră trebuia să veniți cu cerere scrisă la acești consilieri, că consilierii nu primarul face. Da, și-i făcut timpul pentru, dar hai să găsim soluții. Da, soluții. Domnul, hai să găsim soluții. Da, soluții. Soluții și nu vor soluții. Vreau să dau să spun noi primar și mă retrag și. Deci, doamna a afirmat că simte că am o bună de seama. Nici bun. Din cont. Am discutat încă de la început cu domnul Blănaru și l-am sfătuit, am văzut de un acord. Dumneavoastră se vină să comunice cu doamna primar în toate problemele pe care le avem și în toate proiectele pe care le organizăm. Mi s-a părut mai bine așa. Da? Adică am avut senzația că mai mult rău aș face decât bine să vin eu să cer doamne primar, să ne... Am zis, de ce să lăgim prea mult, da? Respect. Da? Atât. Până acum a fost foarte bine. Dumnealui acum, adică e foarte bine. Asta încerc să spun. Până acum a fost foarte bine. Și dintr-o dată, ce să înțelegi că dintr-o dată? Deci dacă a fost doamna Tiană, deci nu o învățăm. Sigur, care ar fi costurile din partea Bucurașului? Care noi sperăm că am vrut.
de 5 ani să aducem la nivelul celorlalți, care foarte mult. Părerea mea este că părerea voastră, sunteți convinși, sunt fie alături de voi la Festivalul Comunei, că sunt și din comuna noastră, că știi că din mătrei, și fără și fără. Deci în data de 26 mai, până la 2008, am încercat să-mi primită acel mesaj care m-a, de fapt, a început cu un șanț care nu l-am descurtat noi, dar eram descurtat la două zile la ora 4, fără probleme. Deci s-a agățat de rău nimica toată. Vineri, 26 mai 2023, deci eu până vineri 26 mai 2023 nu am avut nicio problemă cu domnul Blănar. Ba, domnul Blănar are probleme cu mine. Bună ziua! Toate toleranțele dumneavoastră pot fi puse într-o adresă oficială, adresată atât către primăria Mănăstirea Cașin, cât și Consiliul Local. Nu am constatat în discuțiile purtate cu dumneavoastră până acum că ați acumulat atâtea nemulțumiri ca să-l scrieți la ora 22 printr-un mesaj privat, mesaj privat dintre noi, care a ajuns azi noapte la peste 20-30 de persoane. Nu credeți? Rămâne valabilă întâlnirea programată pentru marți, că așa vorbisem cu el, ne întâlnim marți, facem programul festivalului. Eu rămân deschisă la discuții și colaborare, îl pot pune în față. Asta este mesajul meu către domnul Blănaru, de atunci, din 26 mai. Și până în 26 mai, eu nu am nicio problemă cu domnul Blănaru. Absolut nicio problemă și am crezut că lucrurile sunt ok. Dar am înțeles. Și eu am făcut același lucru, doamna Prăcuse, pentru că și mie mi s-a părut că nu vreau să vă deranjez și să vă las să vă faceți treaba. Și eu zic că toți acești doi ani am zis că vă las. Deci eu nu m-am implicat o secundă. Ați fi avut motiv sau avut drept să ne deranjați, să ne împiedicați să facem treaba? Nu, deci atunci cum să spuneți? Dar acum ce îmi puneți în spate? Dar nu vă punem, doamne, nimic în spate. Ce îmi puneți în spate? Nu vă punem nimic. Dar tot am atacat că nu. Problema este participat. Vă rog să plăcută pătrumare. Îmi scuze dacă v-am creat un discurs. Chestiunea este că la noi, specialistii Consiliului Local, n-a făcut nimic legat de o ieșire undeva stelădat. Totuși, dacă vă amintiți, eu am venit și am spus că acești copii au rămas pe circunstanțele arătate și ar trebui făcut un buget separat pentru ei. Nu se discute de trebuie 5 lei, 10 lei. Doamne, un buget nu se dă la forma noastră care toată ți-a bani. Dar a venit cu hârtie, probabil. A venit cu hârtie, probabil, dar... Nu probabil, e sigur. Nu cum a venit. Deci au venit cu probabilitate. Au venit cu hârtie care au solicitat. Aveți nevoie de suma asta. Da, da, da. Iar eu, dacă vă arăt mesajul pe 26 mai, e clar că n-am avut cu domnul Blănar nicio problemă până de 26 mai. Despre ce vorbim? A, problemele astea au intervenit acum. Acum. Și nu te duc cu gândul că înseamnă mai mult decât rea voință. Că nu poți să-ți aduci pe scenă copiii comunii. Păi cum să dai bani la un ansamblu al școlii, care de fapt și l-au luat pe persoană fizică. Și de fapt doamna directoare n-are niciun punct de spus la copiii școli, la transportul care este asigurat, la urmă sunt tot bugetul nostru, că sunt școala și acasă. Dacă înțeleg la asociație, nu sunteți domnul președinte la asociație, cum să aveți cuvânt? Păi nu vedeți că nu aveam nimeni cuvânt, că am spus clar că eu nu puteam să impun lor nimic. Dar nici nu le-am impus oameni buni. Deci n-am făcut nimic. Din contra, doamna este consilier, bine legi, dar trebuie să aibă o altă trebuie. Și puteam veni și să faci nimic. Se pare că s-a ajuns aici pe comunice. Lipsă de comunicare și ambiții. Asta e problema. Eu aici fac o deci aici trebuia să fie aceeași colecție făcută, dar doamna trebuia să fie șefa boșilor. Deci dumneavoastră sunteți boșilor. Trebuia să... Da, bine, spuneți asta, așa este, dar lucrurile nu s-au putut petrece. Așa vine anumite motive. Da, deci eu nu mă fac vinovat. Eu nu înțeleg. Nu, dar eu și spun. Bun, și acum, dacă eu stau și mă gândesc și ascult la fiecare și... Da, trebuia să fie aici... Și dumneavoastră ca și consilier și alte cadre didactice și toată lumea, dacă dorește, contribuie la lucruri bune pentru
pentru această comună, da? Fie că este plătit, fie că nu este plătit. Okay. Sunt multe lucruri și eu vă spun, m-am ținut, dar trebuie să spun, așa, okay. Sunt cadre didactice care fac activitate de o anumită anvergură, mai mare sau mai mică, și nu sunt plătite. Da. Eu, personal, consider, și am mai spus, având în vedere că acest ansamblu aparține școlii, care e un coordonator de la școală, că este un instructor plătit, domnul Planar. Domnul Planar este plătit din bugetul local. Noi aici am aprobat bani pentru plata domnului Planar. Bani, bani, 5.000 de lei de venit în casă. Eu am încălzitură, n-aș fi putut să ajung aici, dar pentru că ați ridicat discuția, trebuie să spun cum văd eu lucrurile. Nu știu dacă sunt corecte sau nu, dar eu așa le văd. Bun. Prin asociația Oameni pentru Viitor, de la bugetul local s-au aprobat niște bani, s-au dat, eu personal am dovezi, i-am scos din asociație, i-am dat domnului Blănaru, am primit suma de notată, da? Inclusiv a primit o dată pentru nu știu ce, de plecat așa, da? Și am dat transportul 2200, când am plecat în Moldova. Da, știți foarte bine și nu trebuie să subliniez eu lucrul acesta. Știți foarte bine că în Consiliul Local n-am aprobat noi aici 5.000 de lei plata domnului Blănaru și atunci de ce de ce este din cură? De către primărie în contul asociației, eu personal i-am spus și am dat domnului Planar plata pentru în calitate de instructor pentru acest ansamblu. Prin urmare, bani, mulți, puțin, este părerea mea, indiferent ce le spune dumneavoastră, cu rezerva, am o rezervă că supăr și colega mea poate și nu știu dacă înțelege, dar trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Fiind un ansamblu plătit, de nou, i-am asigurat transportul. Într-adevăr, cu microbuzele școlii. Drept este că școala nu are buget dacă primăria nu virează. Au virat bani pentru motorină. Corect. Mai mulți, ca să avem cu ce transporta. Și banii știți să transportăm ansamblu, da? Deci nu s-a pus problema. Niciodată nu s-a pus problema că le se ia bani de motorină sau li se ia bani de transport când au fost transportați cu microbuzele școlii. Bun. Și încă o dată precizez, mulți, puțini, atât cât am putut cei din Consiliul Local, atât cât am cerut, atenție, atât cât am cerut, pentru că așa am ajutat, mie mi s-ar părea normal. În momentul în care sponsorizez pe cineva, orice firmă, da? Vine și sponsorizează pe cineva. Ce trebuie? Te sponsorizez, dar, da? Da? Lăsați! De asta subliniez de foarte multe ori, pentru că și eu consider. Într-adevăr, este puțin, dar atât am putut, atât s-a cerut.
măi, nu se pune problema. Așa este, așa este. Avem un ansamblu frumos care e respectat. Păi și acum ce facem? Dăm cu ciorul? Dar poate că asta merge, dacă avea
fără nu știu cum ajung la Cerceau, cu nu știu că Cerceau. Nu știu care găsim mâna acum cu mâna. Noi s-am la cu ce fac și facem la mare. Nu? Și ar trebui să fie acord cu el. Dar n-a spus nimeni că vrea să plece până la... Că directoare. Ia 5.000 de lei. Pentru 5.000 de lei eu nu stau în lanță de copii ăștia. Ei, ma, da, chiar uite, la voi, nu spuneți să vă spun la voi, nu se este corect, da? Care îi se plătește 80 de lei pe oră. Și ce ați făcut? De oră. Pe zi. O, 80 de lei pe oră? Pe zi? 80 de lei pe zi? Pe oră. Pe oră. Pe oră. Da. Nu fac, ei nu fac. Cu primele și cu ce 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 să se ocupi ei, să se ocupi ei, să se ridice, domnul Plănatu, dar v-ați înseamnă asta. Cum nu e impus-o? Domnul Plănatu, ce lucru? Asta e o treabă ca ce făcut pe ei. Și nu suntem mândri de treaba asta, ce-a făcut pentru comună și ce-a făcut pentru comună, ce-a făcut pentru comună, ce-a făcut pentru comună. Gata, e terminat. Domnul Oana. Am întrebat pe doamna aici, care ar fi costul lui ca să vedem la pace, da? A spus că nu se poate, nu vor participa. Clar, pur și concis. Ce? Da, nu, mai ce? Care e la ce? Se poate că nu e normal. Mai am văzut răspuns clar. Eu spun rezolvarea. Nu, dar noi am văzut pe doamna Vici a spus sumă de 6.000 ceva de lei. Care și nu vor să participe. Impasul în care ne aflăm, știm cu toții. Soluția trebuie să o găsim. Păi soluția este o venimă! Da, trebuie discutat. Și trebuie discutat față cu față, să-l aducem la masă. Este imposibil să... Poate nu înțelegi, poate se grăbea. Nu înțeles. Nu, el a venit. Eu tare mă tem că nu... Să nu credeți că e un partid politic. Tare mă tem. Este ordin politic. Tare mă tem. Este ordin politic. Tare mă tem că nu. Ba, eu sunt... Eu zic dacă nu înveați cu suma care trebuie, eu zic eu cred. Eu zic că acum, e... Sau nu pe el, că copiii ăia au fost la 12. Că au nevoie de... Nu mai vreau să joace cu degeaba. Ce poate fi? Păi ori am atunci. Doamne, de așa se... Poate ce? Poate ce? Cine? Dar cine, domnul? Cine? Păi dar, dacă eu nu știu nimic de la PSD-ul ăsta... Bun, nu, 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 nu pot răspund, dacă da, nu, nu vedeți, dacă da. Eu stau de vorbă cu el ne, și împreună cu domnul Vici și am spus că pornim la ori... Așa a fost când ați mai chemat încă o persoană. De ce v-ați mai zis? Nu am uite, alor, e venit să poate să dușunează discuțiile. Sau domnul Vici, bun, care este? Pentru că am spus și atunci o vreau să... Dacă v-ați zis, deci spuneam, doi omule, dacă omul ăsta cum de treabă. Adică, dacă a fost tentativul între dumneavoastră, pe mine... Nu doar contractul cu dumneavoastră, să... Nu știu cum să... Adică de-aia am zis cu comisii, unul din comun, nu mă poate mâna spune. Eu am venit aici ca să le spună. Vedeți prea bine că ne-a ignorat total că are treabă și unul și altul. Are treabă, la fiecare știe problemele lui. Dar ce să zice? Are... Da. Bine, ce îți mai spui la cuvânt? Și aș ruga pe doamna înainte de a propune ceva, o sumă de bani, ceva, dacă ne spune ceva legat de cheltuielile alea de la zile comune. Vorbesc de invitați, am credat. Ei, da. Da. O să mă adun la din cauza problemelor care le-am avut, o să vă prezint o dată de seamă cu fiecare, și cu factură și cu contract. Sunt contracte. Deci sunt contracte. Vorbați că era trecută suma aia de 50.000 de lei pentru invitații la 500 invitații aia, 500 de lei. Păi și v-am zis care vine. Dar ascultă un pic, acest lucru doar pentru invitații, și pentru achiziții. Noi îți putem mai invitați. 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 Ce v-am zis cu comentul ai fost online, de-aia o zic. Deci o să vă prezint contractele la tot ceea ce știi de ce zic eu? De ce? Pentru că un artist de asta așa care e respectuos, că s-a venit cu o video. Să-l aduci dumneavoastră comedie.
Și ea să-și avea pitatea de trei. Eu sunt prins la o rută la, la Câmpul Lung Mătrovenesc, dar data de două pot să vin la mestea acasă. Și ce ai făcut ai dori? A zis, bă, 1000 de euro. Bă, dacă cu 1000 de euro la cine este valoare, nu știu ce ar cedea altul 2 sau 3, nu știu, nu a să-ți dea banul. Ai vrea. Cred că pentru că doamna așa... Dar ești să facă o banelă? Nu, adică vreau să spun că... Cunoașteți. Este o banelă, este o banelă, este o interoare, de fapt, bă, lasă-mă să mă vezi și eu, nu te-am venit. Așa, deci, o scutăreață. Bine, am înțeles. Nu vreau să eu vă rog. În toată perioada asta veniți cu propuneri. Eu am avut propunerea asta acum. Dar am avut săptămâni, nu mai am cu săptămâni. Cu săptămâni mai sunt până la urmări. Nu pot fără bani în buget să promit ceva.
cumva, dacă nu plătim ansamblu și tot o dat sezi, că până la urmă asta e. Dar nu vin. Poftim? Nu vin. Ce ți-a zis? Păi nu au zis că nu vin la zi, nu vin și ei, vin alții. Păi asta e chiar la zi. Deci asta dă cel mai rău. Cel mai rău. Adică abțineți-vă. Abțineți-vă. Și atunci să nu faceți ziua comunei, cred că asta se intenționează. Îi răiți mai rău. Deci vreau să vă să găsiți o cale de compromis cu acești copii. Deci eu aș ajunge la inima lor, la copii, pentru că rugați-vă voi de domnul Blănar, de instructor, haideți cu asta, zilele comune, ne mândrim cu asta. Eu așa aș face, nu ca să spun, dar ce vă vin la alții, duceți-vă dreapte. Da, vin la alții, doamna primar, să înrăiești toată lumea din comună, numai copii, în rămi toată lumea în rei. Și în rei, nu i-am adus aici și le-am spus că le-am văzut noi suntem aici, mai sunt câteva zile, haide să forțăm să vorbim cu ei. Așa, dacă se vorbim. Iar ziceți, apropo, mai 15.000 de contate, îl supunem la vot. Nu, și pentru că nu stai de vorbă cu ei, nu au făcut niciodată după aceea. Ce supun la vot? Dacă nu-i dea vot, de ce se supun la vot? Deci, trebuie făcută comisie, trebuie hârtie, cu toate doleanțelor de anul viitor, le promitem acum suma asta. Eu așa le văd, adică făcut lucrurile... Asta am vrut să le facem și la noastră. Clar, foarte clar. Nu le văd așa. Sunteți de acord să mai convocăm o dată? Eu sunt disponibil oricum. Pentru că un braș urmă. Eu te-am pădat să-l chemăm la așa, poate nu-l avem ce grăbea. Am făcut și mai grăbea. Am învățat, stărțel. Poate nu se mai grăbește acum când vine, acum se grăbea. Și stăm de vorbă, bă, plăcă o treabă. Nu-i dat treaba, hai, deci nu-i treaba. Și suntem de acord. Să pună borul la bani, ăștia și mai vedem ce putem face. Păi nu, s-a luat alții să danseze la zilele, la zilele mele, deja mi se pare. Adică vin din alte comuni să dansează pe scenă la noi și cum dansează copiii noștri. Ceva care e neplăcut, zic eu, pentru ea. Dacă fiți ce să cerim. Dacă fiți persoană fizică? Am înțeles, dar... Vedeți, lumea nu așa de... Pentru că le-am explicat. Că lucrul ăsta mi l-au spus. Hai să facem altceva. Faceți unul invitații. Așa facem altă asta. Mă, când e dat 15.000 lei, să facă prezent de servici. Am terminat tot. Nu mai zic bun așa. Păi, dacă au făcut că nu ne doresc să danseze, nu? O, dacă nu ce-a făcut, 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 de la zilele comune, mi se pare puțin genitor, adică pentru ei. Nu cred că asta, de asta nu... Nu știu dacă banul e genitor, e vorbiți aici. Bine, ei trebuie susținuți în alte activități pe care le fac. Nu a fost cea pe care au pierdut-o și am avut să spun, că vina este învățită. Acum, cred că au pierdut. Vina este învățită. Haideți să facem să vorbim cu ei. Căutați zi și de promite în anul viitor un buget mai mare și un zi de zi. Nu am făcut cu ei. Ei o să-și caute alții dacă chiar vrea internațional. Acum cum spuneți când ai 10.000 sau 5.000 ea? Păi poate avea cum pun vot și nu mai are mod de bani. Să-l promite să vină și cu bani și fără bani. Zic că bani viitor? Da, pe bani viitor și promite mai acolo. Zic că așa. Viitor e altceva la fădintea cu cine mă avem până la ziua cum e cum o să plăță. Și luăm la angajamentul, mai e un asul cu ușa. Eu zic că ușa. Bun, vedeți cum vreau să facem, să-i aducem la masa... O să sună unul dintre noi care îl cunoaște mai bine, domnul Blănar, n-am numărul telefon, nu primește nimeni ordine, nu mai chipis. Nu, chiar serios. Nu primește nimeni niciun ordine politic, tot felul de... Uitați, nu fac dovada oricând, n-am primit nimic din genul ăsta niciodată. Așa? Omul sunt convins că o să poată fi prezent la o discuție. Sunt convins. Când am fost prezentă și atunci mi-am spus și când te-ai invitat la sala aceea de acolo. Mi-am dus și... Deci eu am înțeles o singură lucru de la omul ăsta. Nu vrea să renunțe la ansamblu. Deci nu renunță la ansamblu. Mai deci pentru mine e un lucru destul de bun, că nu renunță. Odată ce a zis că nu renunță la
acest ansamblu și e ceva, e copilului de suflet și da, bănuiesc că va reveni asupra decizii. Nu știu, da. Așa o simt eu. Așa o simt, da. El a pus mult suflet la... Și din ala, nu știu, faci bun compromis. Da, s-a exprimat și fără acordul primăriei, el merge cu axamul cu axamul cu ei. Acum, să-l lămurim să-mi adresăm și acordul. Acordul și acordul, deci nu am pot să... Dar problema este că eu cred că se va ajunge la o discuție. Fixat eu zic că nu respectez dispoziția. Să facem tot din data duminică. Duminică, să-l zăm liber, da. Să-l zăm liber, să nu fie din serviciu, el nu vrea. Da, în funcție. Dar până atunci dumneavoastră puteți vorbi cu el. Da, o să fac un telefon sau să-l întreb, băi, haide mă să găsim o soluție. Așa vorbește cu copiii ăia, haide că tot. Așa vreau să zic. Doiavă. Că dacă e în timp, partea mea. Adică lucrul pe care... Adică să spunem așa că aducem proații deja, e răi mult mai tare deja. Dar dacă e decizia dumneavoastră să aducem proații? Nu, nu am spus că este o decizie. Dacă nu ne opriți la ziua comune, aici e problema. Pentru că este dă impresia că nu se doresc aceste zile ale comunii. Așa o creează impresia. O să fie și o să fie și eu. Acest ansamblu văd foarte bine structura la nivelul comune și așa trebuie să rămână. Să ne reprezinte pe noi. Deci până urmă, voastră știți mai bine sub mine. Nu
De ce v-am pus în fruntea comunității? Să ne balanșăm sumele. Să stai zici și lui, că în anul 2020 am găsit 5.000 de lei. L-am întrebat și a zis că aia 5.000 de lei erau pentru ei. Perfect, 5.000 îți dăm și noi în 2021. 5.000 i-am dat în 2021. În anul 2022 am pus 5.000 ai lui, după care am pus aia 3.000 de lei care ne-au ajutat la plata cazării. Da, dar ai explicat omul, da, atunci ești invitat și a plătit sau nu știu ce a făcut. Da, și a fost ok. Corect, dar n-a zis nimeni că a folosit bani sau că i-a vaporizat. Adică omul a pus suflet. Trebuie să... Și nu mai ne-am să recunosc și noi, și noi am pus. Că am dat ceea ce a cerut. Și acum i-am dat ceea ce a cerut. Și am dat ceea ce a cerut. De ce să-i dăm în cap? Hai, nu trebuie de bine în cap. De ce fi primul? Anul 2023, când am zis că am mărit la fotbal, hai să mărim și la mărit și m-am pus 10.000 oameni în bunea. Domnul Chelar, deci dacă anul trecut am pus 5.000, anul ăsta am pus 10.000. Dar vrea să puteți cumpăra și cumpăra și cumpăra de fapt pentru asta de asumit. Doamne, sunt două asociații ale comunii și acolo sunt copiii. Doamne, sunt copiii comunii. De ce copiii comunii, doamne? Aia am fost dat în mes, nu mi-am zis. Doamne, ce vreți să iau la oară? Doamne, ce vreți să iau la oară? Doamne, sunt copiii comunii și acolo. Pentru că s-a suplimentat bugetul pentru festival.
festival de anul ăsta. Asta e pentru noi invitarea nu mai avut și pentru voi ca acolo. Acolo, cam așa, cam așa. Eu i-am explicat de ce. Eu i-am explicat de ce. Doamna secretară a consemnat doar.
Domnul consilier Chelan Lucian, cine este de acord, 4 voturi pentru, restul împotrivă. În realitate, numărul de consilieri prezenți și care au votat nu poate fi stabilit în acest proces de rad. În pagina 1, aliniatul 1, doamna secretar precizează că sunt 13 prezenți, respectiv un total de 5. În urma numărului voturilor, a rezultat un total de 10, respectiv pentru 4, împotrivă 6. Care a fost votul celor 5 consilieri trecuți ca fiind prezenți? Vă rog să revizuiți procesul verbal, precizând care a fost numărul real de consilieri prezenți și pe care de consecință care a fost votul acesta. În răspunsul dumneavoastră, mă oferiți explicații și cu privire la aceste necomodați. Insist și solicit să se refacă procesul verbal numărul 26 din 2023, în care să existe consemnare exact a dialogului, așa cum este în filmare. Deoarece, în mod deliberat, conștient și cu deplin discernământ, a fost schimbat sensul frazelor și s-au eliminat pasaje întregi pentru a nu se putea dovedi că doamna primar, prin primele două intervenții peste președintele de ședință, a influențat și instigat consilierii ca să întoarce dreptul la libera exprimare conferit de lege. Doamna secretară a omis deliberat din procesul verbal intervențiile doamnei primar, deoarece acestea dovedesc în mod indubitabil refuzul repetat și insistent al doamnei primar de a se da cuvântul. De asemenea, doamna secretar nu a consemnat nici intervențiile doamnei primar și nici a doamnei consilier Camelia Doraru, pe care a fost caluniat și nu s-au adus insulte. Din procesul verbal lipsesc și cele trei intervenții ale mele, într-una dintre ele, atrăgând de atenția doamnei primar, că și dumneavoastră este tot musafir și nu poate interveni peste președintele de ședință. Pe care de consecință, vă rog să dispuneți că în cel mai scurt timp să se corecteze documentul care, în opinia mea, este fals în scrisul și să modificați procesul verbal conform realității reflectate în înregistrare. Așa cum rezultă și în textul de mai sus. Totodată, vă rog să anchetați pe doamna secretar general Mirela Eremia pentru posibilul fals comis și luați măsurile legale care se impun. Având în vedere că proiectul întreaga de activitate am dovedit că doresc doar binele și dezvoltarea comunei, îi sfătuiesc pe domnii consilieri să citească doar procesele verbale înainte de a le semnați. Această neconcordanță între realitate și documentul oficial pune serioase întrebări dacă și documentele anterioare dobite de doamna secretar sunt la fel de parte de a reflecta realitatea. Dacă doamna secretar și-a permis să fac o falsă în opinia mea, deși avea cunoștință că ședința este filmată și va fi făcută public, oare cât de corecte sunt documentele anterioare dobite de dumneavoastră? În cazul în care nu veți dispune modificarea procesului de val, cu regret voi fi nevoit să fac sesizare către Comisia de Etică și Integritate din cadrul Prefecturii Bacău. Plângere penală împotriva doamnei secretar, la care voi atașa filmarea ședinței de Consiliu Local, copii din procesul verbal prin care a fost prejudiciat prezentul memor. În baza acestor documente, procurorul va decide dacă s-a comis o infracțiune, respectiv falsă în scrisul oficial, și va dispune sau nu modificarea documentului astfel încât să reflecte realitatea, precum și alte măsuri ce se vor impune. Am convingerea că totul se va soluționa pe calea mea, până sunt situație de dorit, cred că în toate părțile implicate. Vă rog să comunicați în scris măsurile pe care le trebuie lua. Eram datoare să vă adun la conștiință pentru că este către dumneavoastră. Eu să știți că nu sunt musafir. Citim ordinul administrativ. Codul administrativ. Eu nu sunt musafir în ședință. E vizat. Nu. Sunt inițiator în proiect. Da. Nu sunt invitat, să răspuns. Către 86 mamei. În urma cererii dumneavoastră înregistrată la instituția noastră sub numărul 5138 din data de 25-5-2023, prin care solicitați să dispun corectarea procesului verbal încheiat în 26 aprilie 2023 în ședința ordinală a Consiliului Local în Mănăstirea Cașeni, vă comunicăm următoarea. Desfășurarea ședințelor Consiliului Local se desfășoară conform prevederilor articolul 38 din Hotărârea de Guvern 57/2019 privind codul administrativ și a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașeni, aprobat în HL numărul 3/2021. Ședințele Consiliului Local sunt ședințe ordinare, extraordinare și de îndată, care sunt convocate de primar. Primarul nu participă la ședințele Consiliului Local în calitate de invitat, ci în calitate de inițiator pentru susținerea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii. Ședințele sunt publice, au acces cei interesați și pot asista la ședințele Consiliului Local în condițiile legii și pot fi urmărite în direct, fiind filmate sau pe internet. Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea scrisă la cuvânt
și sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Ei pot formula amendamente de fond și de formă, iar amendamentele se supun votului Consiliului Local. Procesul verbal din ședința ordinară din 26 aprilie 2023 respectă cerințele alineatelor 13, 14, 15 și 16 ale articolului 138 din hotărârea de guvern 57 pe 2019 privind codul administrativ și anume sinteza dezbaterilor din ședințele Consiliului Local, precum și modul în care și-a exercitat votul. Fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces verbal semnat de președintele de ședință și de secretarul general al unității subdiviziunii administrativ-teritoriale. Procesul verbal a fost supus aprobării în ședința extraordinară din 12 mai 2023 și semnat și de domnul președinte de ședință. Iar dreptul de a contesta procesul verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară le revin consilierul local și primarul la începutul fiecărei ședințe. 5. Referitor la numărul de voturi exprimate cu privire la cine este pentru a lua cuvântul dumneavoastră în cadrul ședinței Consiliului Local, nu am găsit cadrul legal pentru a se vota această propunere, iar așa cum spuneți dumneavoastră la ședință, au participat 13 consilieri prezenți și 2 onorari. Iar dumneavoastră acuzați fără temei juridic că doamna secretar general Mirela Eremia nu a consemnat corect voturile numărate de domnul președinte de ședință, Chiara Lucian, 4 voturi pentru, împotrivă 6. Dar eu ca și dumneavoastră întreb. Care a fost votul celor 3 prezenți din 13 și al celor 3 online? Oare 2 online? Oare domnul președinte de ședință nu trebuia să constate că dacă toți consilierii locale au votat? Abținerea nu a fost, după cum se vede pe filmare. De ce doamna secretar e vinovată? Oare nu și domnul președinte de ședință este vinovat conform articolului 243 litera K? Secretarul numără voturile și consemnează rezultatul votării pe care îl prezintă președintelui de ședință. Deci doamna secretar a consemnat 4 voturi pentru și restul împotrivă. Cum era corect pentru a ieși numărul de consilieri locali care a participat la votările de ședință? Atâta timp cât domnul președinte nu a consemnat că sunt 5 abțineri, dar eu vă întreb, dacă doamna secretar general consemna 4 voturi pentru, 6 împotrivă și 5 abțineri, cum era? Abținerea înseamnă tot negativ. Doamna secretar general nu a omis deliberat din procesul verbal intervențiile primarului. Dumnezeu a considerat că nu sunt necesare restul discuțiilor, având în vedere că ședința este filmată, iar codul administrativ prevede. Este interzis adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală. Și totodată, discuțiile nu privea dezbaterea unui proiect de hotărâre. Este clar, domnul administrativ, mă invit să-l citiți. Dumneavoastră, pentru faptul 7, că vă considerați că ați calomniat și insultat, ați fost insultat și calomniat de primarul comunist, de doamna consilier Camelia Muraru, puteți apela la filmarea ședinței și la marcă. Nu în procesul verbal de ședință, stă dovada celor relatate de dumneavoastră. 8. Pentru a încheta pe doamna secretar general Irinia Mirela pentru comiterea falsului în scrisuri, vă rog să prezentați clar ce a modificat sau confecționat în scrisul oficial pentru a produce consecințe juridice, așa cum prevede codul penal la articolul 320. Alineatul. Falsificarea unui scris oficial pentru contrafacerea scrierii, a subscriere sau prin alterarea lui în orice mod de natură să producă consecințe juridice, eu ca și primar constat că la sfârșitul procesului verbal, doamna secretar general face trimitere la linkul unde poate fi urmărită ședința Consiliului Local. Linkul care știți și dați. Ceea ce arată transparența procesului verbal și că oricine poate vedea desfășurarea ședinței Consiliului Local. Procesele verbale ale ședințelor anterioare nu pot fi modificate. Ele sunt prezentate la începutul ședințelor curente și supuse aprobării. Ele pot fi contestate și se consemnează nou proces verbal din ședința curentă toate opiniile exprimate de către consilieri locali sau primar, nemulțumiți de cele consemnate în procesul verbal, supus aprobării, iar persoane îndreptățite să conteste procesul verbal, conform codului administrativ, sunt consilierii locali sau primarul, nu altcineva. Având în vedere că ședințele sunt filmate și transmise în direct, doamna secretar general ar trebui să consemneze în procesul verbal de ședință exact amendamentele aduse proiectelor de hotărâre și numărul de voturi exprimate de consilierii locali asupra proiectului.
Conform codului administrativ, nu toate discuțiile inutile de multe ori se deviază de la subiect. Adresa dumneavoastră și răspunsul formulat de primarul comunei Mestrea Cașin vor fi prezentate în prima ședință de Consiliu Local filmat. Da. Acum, eu aș vrea să fac o remarcă. Nu este, și eu am o situație de a face cunoscut cu doamna secretar, că nu a scris exact ce am relatat eu în ședințe de Consiliu Local. Și dânsa a completat procesele verbale, nu? Și acum, după ședință, probabil. Da. Dar să știți că mai sunt situații când la mine ați completat, dar ce-am mai vorbit alții nu prea spune, nu a scris. Deci mai... Dar nu este. Domnul Alde, haideți să te punem și azi, ați văzut câte, eu nu sunt nici mașină de ședință, dar eu am și azi în ședința de azi, eu vă pun ideile, vă trebuie link-ul, să vede link-ul. Eu nu pot, vă rog frumos, la ședința de data trecută, din 24 mai, și dacă puteți să-mi spuneți fiecare ce a zis că era un vorbă extraordinar. Adică aici oameni nu înțeleg că se vorbească fiecare. Eu pot să consumez, eu pot să fac o idee. Da. Și acea dactilografă de la judecătorie, dacă ați fost în procese, judecătoarea oprește și se consumeze. Deci gândiți-vă că vorbiți unul peste altul, nu pot să consumez. Mă vedeți că am multe puncte, ca să mă uit pe filmare. Da. Deci eu sunt bun. Și eu trebuie să vă scot ideea cum veniți. Când mi-a spus că acolo nu că ideea mea, cum a zis că m-am ascultat de ori. Vreau să vă spun, domnul Lențea, vă rog frumos să vă ascultați filmările. Nu vă înțeleg ce vorbiți. Deci în partea aia nu se aude deloc cuvintele care sunt trebuie. Cristi mei martor, de multe ori se Cristi mă lua și nu am înțeles ce a zis. Stau și ascult să pot să fac o idee. Deci eu nu pot la fac contrafacere înseamnă că deja e ceva scris și eu am contrafăcut. Da? De ce aș ca să știți că vă trimit pe link, îți filmate, de ce transparență totală, doamne ferește, nu fac nimic. Deci, în legătură cu ce nu vă semnate, vreau să fac acest domnul Chelaru, la ședința aia de atunci. Așa. Nici nu trebuia să supună de acordul Consiliului Local, consilierilor, pentru că codul administrativ și regulamentul de organizare și funcționarea Consiliului Local spune clar că la o ședință, mă spateți în persoane de la prefectură, consilieri, deputați, parlamentari, ce sunt de acolo, sau cetățenii ai comunii Mănăstirea Cașin, cu domiciliu sau cu reședința în comună, care vor să se înscrie la cuvânt să spune și ei punctul de vedere din zona de locuit La momentul ăla, faptul că domnul Chelaru a spus la vot, a fost ceva ilegal. Corect. Ar fi trebuit doar numai președinte să decidă dacă respectiva persoană vorbește sau nu vorbește. Acolo nu s-a cunoscut. Așa este. Iar atunci, la momentul ăla, domnul Chelaru ar fi trebuit să ia cuvântul. Înțelegeți? Poți să vorbesc? Da, nu fie. Eu mi-asum greșeala pe care am făcut-o. Da, vă sunt recunoscător al legii. Da, presiunea a fost și printr-o parte și din cealaltă. Ați fost de față. Dacă scăpa ședința sub control și am așa este. Practic. Așa este. Problema este cu numărul de voturi. Eu pot să-i dau un răspuns domnul Prișan. Noi nu avem un monitor în care să-l văd pe cel care este online. Este pe un telefon. Eu nu pot să... Acum aveți de cuplă, am încercat să revolu. Da, așa e. Ei, propun. Ca să mai cabine, eu pot să-i să fiu aici. Mă scurim care sunt nu-i problemă. Pe viitor, mă gândesc că montați un monitor, montați un microfon ca lumea să se audă, ca să avem toate, ca să avem o să fie mulți ca alții, ca o Prișan, care o să fie contestat. Eu o să vorba să cincele și cu asta. După ce spuneam doamna cetățeană, dacă vreau să facem ședință de acum, ordonată, adică și nu mă trebuie să vorbim fiecare. Ai ideea, bă! Ai început de data viitoare. Tu nu mai ai cu voi nimeni să vorbească, decât că să spui la cuvânt. Să ții liniște, cu liniște. Și atunci doamna secretară a auzit fiecare, și mă ne auzim fiecare. Eu vorbesc de aici, la acolo, nu mai am nimic. Ce mi-a zis că ședințele de an viitor cu alți primari, cum ne-am fost un consilier, nu se făceau chiar așa dezordonat, dar acum vorbeați fiecare cum vrea. Acum nu mă supărați pe nimic. Dar eu sunt la președinte. Nu, 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 nu
vii la cuvânt, am vorbit și eu, nu? Uite, domnul Roșu, am fost consilier pe timpul Apioteță, am fost pe timpul lui Velor, nu se vorbea așa, nu aveai voie să vorbești așa. Și tu, ce-i nimeni, și tu, domnul Roșu, da, 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 da. Nici atunci nu mi-am și n-ar fi bine acum, acum, bine acum, da? Acolo să vorbim ordonat și înțelegeți. Așa ar trebui, de unde asta ar trebui. Poate că trebuie. Deja ca președinte, deja ca președinte. Deci, aș vrea să-l citesc articolul din contract, eu nu sunt din totul administrativ, eu nu sunt musafir. Primarul cu atice, nu? Iar dumneavoastră, deci, consiliul ăsta, primarul ăsta, conduce ședințele și de fapt. Eu mi-am asumat, nu am putut să te prezint. Am semnat procesul verbal la Dora Calchior. Asta e, mi-asum. Pentru că... hai să nu... Deja e... E tot ce e și asta, tot ce e chestia. Primarul participă la ședințele Consiliului Local și are dreptul să-și exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Deci eu să nu s-a fie la așa. Nu a spus nimeni, dar a monopolizat foarte cu cine puțin. Asta e o persoană care asistă aici, vrea să spună un punct de vedere, nu se poate doar dreptul la exprimare. Dar, chiar la ordinea de zi, nu poate gândi, că pe Facebook poate gândi. Deci el poate să discute și referitor la punctul din ordinea de zi, dar poate să discute și la diverse, dar avea tot la diverse. Asta sunt. Deci la punctul din ordinea de zi poate să-ți dea o părere. Dacă, bineînțeles, totul să fie, cum să spun eu, deci vorbească frumos, nu să zinească, să nu așa, da. Asta este, așa spune... Deci ar trebui la mine și fără. Revizuire, da. Revizuire, da. Organizarea Consiliului Local. Aia ar trebui. Da, cine mai e? Scrie la cuvânt. Păi, cine mai e? Mai îndrăzește. Domnul Roșu? Nu, mulțumesc. Rămâne să ne auzim, domnul Chelaru? Eu cel. Am zis, nu promit mari lucruri. Adică mi se pare ceva curios ca omul ăsta dintr-o dată să-și abandoneze un proiect de sus. Deci noi de aici vă mandatăm să purtați discuții. Să știți că ați spus și discuții. Și vă rog și pe dumneavoastră, eu vă dați la vestură. Da, eu n-am știut că s-a luat pe comerț cu mine, dar eu spus și ar se promit că ceea ce doar mai consemnează procesul verbal, cu acordul nostru în principiu pentru cele două sume, pentru finalul, până la finalul. Haideți să dați seama ce coadă de pește, până vorbim. Pentru că acum mi-am dat seama, banii ăștia 150 stăm în luarea celorlalte decizii. Ea aduce pe aia asta, clar, nu poate să-i dea. Odată ce ai atribuit, nu poți să mai revin. Deci face altă ședință din consiliu. Hai să fim celebrați, corecți, ca să ne... Da. Așa, din timpul trece. Și din timpul trece. N-avem prea mult din promis. Azi nu vor fi buni. Azi e vine, da? Sigur vor fi buni. Și eu cred așa. Eu așa vreau. Deși mesajele cum ați avut spun că nu, eu zic că da, va fi. Da, sperăm. Eu, deci... Mulțumim. Eu chiar vreau să se întâmple lucrul ăsta. Nu știu de ce. Și eu îmi doresc la fel de mult ca și dumneavoastră. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.